Bună ziua! Interviurile video, Puterea Știrilor, continuă, așa cum v-am obișnuit, live pe pagina noastră de Facebook. Alături de mine astăzi este domnul Dumitru Nancu, director al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Domnule Nancu, înțelegem că există noutăți pe programele implementate de Fondul Național de Garantare. Aș vrea să începem cu noutățile pe IMM Invest, dacă îmi permiteți. Înțelegem că sunt trei categorii de beneficiari, trei categorii noi de beneficiari în cadrul programului. Ce ne puteți spune? Așa cum ați precizat și dumneavoastră, acum de săptămâna trecută programul IMM Invest este operațional. Deja am aprobat primele garanții în cadrul programului IMM Invest. Guvernul României a făcut unele modificări pentru acest program să fie accesat de mai mulți întreprinzători. Dacă anul trecut programul a fost accesat de 10% din mediul de afaceri pe venituri, cei care realizează venituri au accesat programul, ne așteptăm ca anul acesta să dublăm numărul beneficiarilor. Dacă anul trecut au fost 25.000, 26.000, anul acesta ne așteptăm la 58.000 de întreprinzători. De când s-a deschis platforma IMM Invest, sunt înscriși un număr de 9.979, aș spune record. Se ved că programele Guvernului României, Guvernului din 2020, continuate de guvernul actual, sunt accesate de către mediul de afaceri. Deja primele 260 și ceva de garanții, 270 de garanții la ora la care am plecat, erau un lucru. O parte din ele s-au aprobat și ce este bucurător, atât la IMM Invest, la Agro Invest, dar și la Noua Casă, programele au fost digitalizate și în acest moment vă pot spune că analiza unei garanții corect completate nu durează mai mult de 24 de ore la Fondul de Garantare, față de anii trecuți când știți că erau acele aglomerați. Din momentul în care pentru obținerea la IMM Invest și Agro IMM Invest, beneficiarii se înscriu cu o declarație pentru IMM, s-a păstrat aceleași date financiare de raportare la sfârșitul anului 2019, adică la 31 decembrie 2019, nu luăm în calcul anul 2020 pentru că a fost dezastruos pentru economie. Se depune pe IMM Invest, beneficiarul selectează fie Agro Invest, fie IMM Invest și se completează automat pentru că baza noastră de date este legată de către STS, este gestionată de STS și este legată la cele două, la NAF și la ONRC și completează acea declarație de IMM. În maxim 72 de ore, cele 10.000 care v-am spus sunt analizate de către operatorii noștri. Dacă intră în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, ele sunt redirecționate cererile către banca, sunt semnate deja 21 de convenții, deci cu toate băncile din România pe programul IMM Invest și Agro IMM Invest. Avem convenții de colaborare și după care această cerere este transmisă online băncii la care a optat întreprinzătorul. La ce valoare a ajuns în acest moment în numărul de garanții acordate prin IMM Invest? N-aș putea să vă dau, doar vă pot spune cererea, pentru că sunt în analiză. Vreau să vă spun că cele 231 de garanții care sunt acum în analiză, o mare parte din ele sunt deja transmise înapoi la bancă. Știți că, practic, garanția intră în vigoare când semnează întreprinzătorul. Deci a trecut de filtrul băncii, a trecut de filtrul fondului, trece de analiza băncii, după care se întoarce iarăși la Fondul de Garantare pentru analiza garanției și ajutorului de stat, pentru că cele două programe au atașat o schemă de ajutor de stat, după care se semnează contractul de garantare și se transmite beneficiarului. În momentul în care semnează întreprinzătorul, putem spune că garanția este acordată și începe tragerea creditului respectiv. Dar cele 231 de garanții care sunt în lucru, mare parte din ele sunt deja plecate de la noi către întreprinzători, însumează în acest moment 121 de milioane, iar garanția propriu-zisă aproximativ 98 de milioane de lei. Deci un lucru foarte bun de
Practic, luni a fost prima zi în care băncile au încărcat aceste garanții. Deci de luni până de astăzi. Deci v-am spus și să avem 10.000 deja de întreprinzători eligibili. Vă dau un exemplu. Din cele 231, din cele 10.000, 8.000 sunt pe Agro, iar noi la Agro Invest avem ca număr de beneficiari maxim 10.000. Deci, de asemenea, există o bancă din cele 21 care pe Agro Invest deja ne spune că a epuizat plafonul alocat. Când a pornit Agro Invest? De când a devenit operațional? De luni, practic, de luni. Băncile au, noi am deschis platforma. Și a fost epuizat deja astăzi în miercuri? Da, deja ne-au spus, am primit-o de la una din băncile importante și v-am spus, neașteptat, pentru că Guvernul României, în special 2020, când a fost acea perioadă, când au fost creionate aceste produse, și guvernul actual a înțeles nevoia de lichiditate pe piață și folosesc acest instrument financiar, cum este garanția, anume și constat, într-un mod foarte inteligent, a spune, deoarece avem acest multiplicator în economie. V-am dat un exemplu pe IMM Invest 2020, primul program. Impactul fiscal a fost, statul a garantat cu 12 miliarde, sistemul financiar a finanțat cu 15 miliarde, iar cele 25.587 de întreprinderi mici și mijlocii care au accesat au întors la bugetul de stat taxe, CAS, toate taxele, inclusiv TVA, net de 12,9 miliarde. Iar guvernul, nu a presiunea pe bugetul de stat, a fost decât ajutorul de stat. Știți că este subvenționată dobânda, Comisionul de Garantare și Comisionul de Risc pe o perioadă de 9 luni, ceea ce a fost pe anul 2020 un impact de 300 de milioane. Și practic s-a întors la buget 13 miliarde, 12,9 miliarde. Vă dați seama acum, odată venind cu acest program IMM Invest, refăcut în sensul că am adăugat trei categorii de beneficiari. Am venit în sprijinul, guvernul vine în sprijinul întreprinzătorilor mici și mijlocii și au scos, de exemplu, CRC-ul era cerut ca la data de 31-12 să nu fie în CRC sau în CRB, în centru de risc bancar. Ceea ce vă dați seama, beneficiarul nu știa la momentul 2019 că vine criza. E, acum corect, am pus da. Cu 10 zile înainte, adică ai la dispoziție să ieși din cele două instrumente bancare, fie că e vorba de CRC sau CRB, și cu 10 zile înainte de depunerea cererii de creditare, să nu mai figureze. Deci sunt niște lucruri, 10 zile minim înainte. 10 zile, care la fel. Doar pentru investiție se cere CAF-ul, certificatul de atestare fiscală, doar pentru investiție, se cere CAF-ul să fie pe zero, adică să nu ai taxe și impozite. Dacă vrei un capital de lucru, ți se acceptă CAF cu datorii, dar cu condiția ca din linia capital de lucru să plătești taxele la stat. Vă dădeam un exemplu în emisiunea trecută, că aproape cele 25.586 de întreprinderi prin programul IMM Invest, practic, s-au salvat aproape 400.000 de locuri de muncă. De ce spun lucrul acesta? Pentru că marea majoritate, 80% din IMM Invest, au dus pe capital de lucru și nu pe investiții. Capitalul de lucru a fost folosit de întreprinderi pentru a menține acele locuri de muncă, a plătit salariile, a plătit taxele la stat. Ceea ce a dus și vedem efectul. Ați văzut că agențiile și-au îmbunătățit riscul de țară, da, la stabil. Vedem execuția bugetară, arată foarte bine la 3 luni, chiar și noi la primul trimestru, Fondul Național de Garantare, cu toate că nu aveam aceste programe încă guvernamentale, dar între timp noi avem din surse proprii garanția expresă, garanția plafon, noul optim, cu tot ce avem în administrare de la Ministerul Agriculturii, pe APIA, pe AFIR. Da, am derulat garanții și am obținut, chiar aș spune, în primul trimestru un profit iarăși istoric de 33 de milioane de lei. Noi fiind 100% instituție financiară a statului, acest bani se duc tot la bugetul la stat. La stat.
Deci suntem foarte optimiști. Programele, cele două sunt, aș spune eu, din programul de guvernare, unde Fondul Național de Garantare are 8 măsuri în programul de guvernare. Vreau să vă spun că 5 sunt închise, adică le-am realizat. Finalizate. Două sunt în curs de negociere cu Comisia Europeană, unde stadiul este foarte avansat, și mai rămâne una singură pe care tot la fel am început deja negocierile cu agențiile de dezvoltare, sunt cele 8 agenții de dezvoltare regionale. Vrem să creăm un instrument și pentru primării, un fond pentru, împreună cu cele 8 agenții de dezvoltare regionale, pe fiecare regiune să creăm în colaborare 50% cu 50% fondul de garantare împreună cu agențiile de dezvoltare regională. Deja am început demersurile la Comisia Europeană pentru a obține pe fiecare program operațional regional această finanțare, astfel încât primăriile, comunitățile locale să nu mai fie nevoite pentru, să spunem, proiecte, să solicite Ministerului de Finanțe ridicarea gradului de îndatorare. Știți că orice autoritate publică locală are un anumit nivel de îndatorare. În momentul în care depășește acel nivel, se adresează Ministerului de Finanțe. Deci, practic, ce încercăm și ce încearcă guvernul prin acest instrument, cum spune Fondul Național de Garantare, încercăm să luăm presiunea de pe bugetul statului, da, și să ajutăm mediul de afaceri din surse independente de buget, deficit și datorie publică. IMM Invest sunt bani din credite bancare, statul doar garantează și, bineînțeles, partea de subvenție. Pe celelalte încercăm prin bani europeni. Știu că pentru IMM Invest a fost acordat un anumit fond. Cât, dacă până acum avem foarte multe cereri, da, spuneați de luni și până astăzi, dacă va fi epuizat acest fond, ce se va face în continuare? Se va pune punct programului sau există posibilitatea și să fie adăugate alte sume? Guvernul României a alocat pe 2021 un plafon de garantare pe toate programele noastre de 18 miliarde. 14 miliarde IMM Invest, 1 miliard avem programul Agroinvest. Vreau să vă spun, pe IMM Invest băncile ne-au cerut 20 de miliarde și noi am acordat decât a fost suprasubscris. Pe Agroinvest avem 1 miliard la fond de garantare, băncile au cerut 5 miliarde, deci iarăși program suprasubscris. Pe IMM Leasing, iarăși program devenit operațional, aici guvernul ne-a alocat 2 miliarde, 12 finanțatori au solicitat 1 miliard, deci mai avem 1 miliard care nu s-a subscris, deci programul a început. Continua. Și la IMM Factoring, cel mai nou program, și eu l-aș considera cel mai sustenabil program, pentru că practic înlocuim raportul dintre creditul bancar și creditul comercial, era de 1-4, da? Deci era acest decalaj. De ce? Pentru că sunt foarte multe facturi neachitate, fie de autoritățile publice locale, fie de mediul de afaceri, în tot acest lanț. Pe factoring avem deja convenții semnate cu 10 finanțatori și am avut 1 miliard alocat de guvern, s-a suprasubscris 1 miliard. Sunt programe care, așa cum am spus, sunt operaționale, sunt pentru mediul de afaceri și cred că este anul 2021, sigur este anul relansării economice, datele sunt, ne arată, așa cum am spus și mai devreme, execuția de la Ministerul Bugetului la trimestru arată că este o îmbunătățire și este anul în care guvernul este cel mai aproape de mediul de afaceri prin aceste programe. Numai prin fondul de garantare sunt 5 programe care sunt deja operaționale, în care întreprinzătorii beneficiază de finanțare. Deci doar la o instituție financiară unde statul este 100%. Mai sunt schemele de ajutor de stat unde Ministerul Finanțelor, chiar săptămâna trecută, Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare deja s-a, pe hotărârea de guvern 817, dacă nu mă înșel, cea cu ajutor de stat, s-au semnat deja 104 astfel de contracte cu ajutor de stat
în care statul ajută printr-o schemă de ajutor 50% dintr-o investiție de maxim 10 milioane de euro. Deci sunt lucruri care se văd și... Deci economia își revine. Da, deci după eu v-am dat doar câteva din măsurile, plus Ordonanța 37, cea de suspendare. Știți că anul trecut a fost suspendarea ratelor. Anul acesta, guvernul, până la sfârșitul, până mâine, cred că e, până pe 30, bine, ultima zi lucrătoare, până pe 30, românii își pot depune cereri la instituțiile financiare pentru a mai... Pentru a prelungi durata de ratelor. Deci va fi niște... prelungit acest termen, din ce știți dumneavoastră? Cu prelungirea ratelor? Da. Deocamdată nu vă pot spune. Noi implementăm doar pe persoane fizice care au un credit garantat prin prima casă sau noua casă și pe programele unde creditele bancare unde există garanția fondului. În nume și constat. Restul nu avem. Apropo de prima casă, cum stăm cu cererile? Mai există interes pe acest program? E un program care a început în urmă câțiva ani. A început în anul 2009, suntem în ultimul an, conform strategiei aprobate de guvern, cred că în 2016, era ultimul an, pentru că atunci nu se preconiza că va veni criza. Aceste programe de care vă vorbesc sunt programe anticiclice, adică guvernul României a mers pe aceste măsuri, pe cum este garanția nume și constat, în sensul că în momentul de criză economică trebuie să vii cu măsuri de relaxare, da? Și de infuzie de capital în economie, când este criză. În momentul când este boom economic, creștere, atunci trebuie să scazi deficitul, să crești taxele. Da? Deci această măsură, guvernul actual și guvernul din 2020, practic sunt măsuri anticiclice. Cea mai importantă și cea mai care poate să ne arate rolul garanției nume și constat este programul Prima Casă, actualul Noua Casă. Din 2009 până în prezent, 300.000 de români și-au achiziționat un credit prin programul Prima Casă. 47 de miliarde de lei au fost bani investiți din sistemul financiar bancar, iar guvernul a alocat 28 de miliarde plafon de garantare. Defaultul, adică cei care n-au mai putut să-și plătească ratele, a fost și s-a executat garanția fondului și, bineînțeles, imobilul respectiv, este subunitar 0,28%. Și au fost recuperat, atenție, nu s-a plătit de la bugetul de stat, ci fiecare program guvernamental are un fond de risc. Pentru că beneficiarul, în momentul când plătește, de exemplu, dobânda, orice credit are niște accesorii, comisionul de garantare, comisionul de risc. Din acel comision, 300.000 de români au plătit un comision de risc și se constituie un fond de risc. Și în momentul în care unul din cei 300.000 nu-și plătește, practic din acel comision se face un provizion și practic devine. Aici, de aceea aceste programe care au fost pentru prima dată post-decembriste au fost în 2020. Programele România pe 18 martie, la începutul pandemiei, a fost primul stat care a notificat la Comisia Europeană schema cadru ajutor temporar de stat, pentru că IMM Invest, Agro Invest și IMM Factoring sunt scheme cadru ajutor de stat temporar. Și cum spuneați dumneavoastră la început, practic programul IMM Invest și Agro Invest și IMM Factoring a fost prelungit de către Comisia Europeană până la sfârșitul anului. Da? Spuneam că venim cu trei categorii de beneficiari. Au fost introduse așa numitele întreprinderile mici cu capitalizare medie. Conform legii 346 a întreprinderilor mici și mijlocii din 2004, clasificarea unui operator economic se face în funcție de doi parametri, și anume numărul de salariați și cifră de afaceri. La cifră de afaceri mai există și sau, adică dacă nu e cifra de afaceri, te duci pe active totale. Conform acestei legi, este considerată întreprindere mică și mijlocie dacă ai între 0 și 249 de angajați, e o condiție sine qua non, fără care nu se poate, sau și cifră de afaceri maxim 50 de milioane de euro sau active totale 43 de milioane de euro. O mare parte din firmele mari depășeau acești parametri.
și s-a introdus această nouă categorie, acele întreprinderi care au până în 500 de salariați, da, și cifră de afaceri până în 100 de milioane de euro. Și practic vor fi mulți beneficiari acum pe IMM Invest, pentru că sunt acele întreprinderi, operatori economici, care nu depășeau unul din acești indicatori. Fie aveau 300 de angajați, dar aveau cifră de afaceri mai mică, fie aveau cifră de afaceri. Și atunci am venit cu această definiție dată de Comisia Europeană a întreprinderilor capitalizate, pentru că noi nu puteam decât doar pe IMM-uri, și a fost, guvernul a introdus această categorie. A doua categorie, fermierii. Fermierii nu erau în categoria beneficiarilor pe IMM Invest, așa cum este definit fermierul, da? Nu societăți cooperative, nu societăți pe legea 31. Deci fermierii nu beneficiau. Nu beneficiau. L-am introdus atât în programul IMM Invest, dar și în programul AgroInvest. Deci acum pentru fermieri au două programe, în funcție de necesități și de nevoi și de codurile CAEN care sunt eligibile. Și a treia categorie care a fost introdusă la IMM Invest sunt profesiile liberale, avocați, contabili, tot ce înseamnă profesii liberale, inclusiv dumneavoastră, sunt eligibile pe programul IMM Invest. Sunt modificări care vin în spiritul și în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii, mediului de afaceri din România. Ce s-a mai obținut și s-a aprobat de către Comisia Europeană este dublarea ajutorului de stat. Până acum, schema cadru ajutor temporar de stat îți permitea ca întreprinzătorul să beneficieze pe o perioadă de 3 ani de maxim 800.000 de euro ajutor de stat. Dacă erai în piscicultură, da, aveai maxim 120.000. 3 ani consecutiv. 3 ani consecutiv, nu poți să depășești pe schema cadru temporar de ajutor de stat. Temporar, pentru că se speră că vom ieși din aceasta. Da. Deci pentru piscicultură 120.000 de euro, pentru agricultura primară 100.000 de euro, iar pentru tot ce înseamnă procesare, industrie alimentară, maxim 200.000 de euro. Comisia Europeană și România, bineînțeles, a achiesat la acest, a dublat, iar începând cu 1 iulie, vor fi dublate aceste ajutoare de stat, de la 800.000 la 1.600.000 per întreprindere, de la 120 la 240, de la 100.000 la 200.000 și la 200.000 la 400.000. Dar asta din iulie? De la 1 iulie, dar repet, întreprinzătorii se înscriu de acum. Practic, schema de ajutor de stat se subvenționează 8 luni. Deci din momentul când trage creditul, deci, practic, toți vor beneficia pentru că intră în timpul când ei au în derulare acest credit. Pentru că programul AgroInvest și IMM Invest sunt pe 6 ani de zile. Deci cel din 2020 e până în 2026, cel de anul acesta e până în 2027. IMM Leasing? IMM Leasing, la fel, a început, e un program care... V-am spus, guvernul a făcut întotdeauna aceste programe, nu au fost făcute ca în anii trecuți și avem celebrele programe. S-au plecat de la niște analize. Prima analiză s-a făcut în septembrie, știți foarte bine, programul Prima Casă era blocat de Parlament, introduseseră venitul, vârsta și nu puteai să iei o locuință mai mare de 50 de metri pătrați. Deci îl transformaseră, pur și simplu s-a blocat. A venit guvernul în septembrie, cu ordonanță de urgență, s-a făcut un studiu, pe baza studiului publicat de INS în ultimii 30 de ani, în anul 2019, dezvoltatorii imobiliari au redat către cetățeni cea mai mică suprafață utilă din 30 de ani, adică 63 de metri pătrați. România era pe ultimul loc ca supraaglomerat. Mai venea și faptul că românul era obligat să facă școală de acasă, eram obligat să muncă de acasă, deci practic în septembrie, da. Exact. Și în septembrie știți foarte bine că erau mulți analiști care explicau că e un program care nu va merge, da? Că tot la dumneavoastră, că va crește. Ce s-a întâmplat în septembrie? Deci în septembrie, pe 18 septembrie, guvernul a dat această ordonanță și până la sfârșitul anului
septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, au fost 16.000 de credite pe programul Noua Casă. S-a consumat 1,9 din 2,1, deci în 3 luni s-a consumat tot plafonul. Și atenție, 8.000, deci peste 51%, au fost locuințe mai mari, între 70.000 și 140.000 de euro. Deci, încă o dată a arătat că guvernul a avut dreptate, prețurile pe alocuri, am văzut o statistică, era semnific 1 și ceva. Deci nu erau crescut, diferențe foarte mari. N-au crescut, dar ce s-a întâmplat în această perioadă, practic, s-a deblocat o industrie. Ce s-a întâmplat pe anul 2000, anul acesta? Anul acesta a debutat programul la începutul lunii, avem vreo 20 și ceva de zile de când programul funcționează. S-a consumat deja 30% din plafon. Pe prima casă, spuneți. Pe noua casă. Noua casă, deci 28,7% din plafon s-a consumat, în sensul că s-au acordat finanțări. Deci banca a finanțat cu 870 de milioane de lei și fondul a acordat deja 446 de milioane de lei. Plafonul de garantare este 1,5 miliarde, deci 446 milioane deja sunt garanții semnate. Este un program la fel digitalizat. Dacă în anii trecuți știți foarte bine cum se stăteau cu săptămânile, să nu zic cu lunile, anul acesta și din 2020 și multe lucruri. Da, anul tot, acesta exact. Pe un simplu click, atât persoana fizică care are noua casă, intră pe site-ul nostru cu telefonul mobil și vede stadiul unde este. La fel, cei care au pe IMM Invest, un simplu click, spune dosar la bancă, dosar în analiză la fond. Oarecum noi... pandemia ne-a ajutat și să ne digitalizăm pe alocuri. Nu ne-a ajutat, ne-a forțat. Pentru și ne-a că forțat mai ceea multe, ce trebuia făcut în anii în care, în anii, vă dau exemplu, anului 2019, fondul de garantare nu avea decât un singur program și acela era programul guvernamental Prima Casă. Adică să ai de gestionat un singur program, același număr de personal și să nu fii în stare sau să nu vrei să digitalizezi practic, că nu era lucru, adică aceste lucruri fiind totul online, pentru că între noi și bănci, cele instituțiile financiare, că între fond și beneficiar nu există o relație directă. Noi avem o interfață, banca, adică la fondul de garantare nu poți să vii ca persoană fizică sau juridică să depui ceva, o cerere. Deci cel care te adresezi este instituția financiară. Instituția financiară vine către fond. Da, transmite către fond. Erau niște lucruri foarte care trebuiau făcute. Erau necesare. Anul acesta, uite că avem 7 programe, toate sunt digitalizate și așa cum v-am spus, deja banii sunt în economie. Deja la programul Noua Casă are 20 de zile, 870 de milioane de lei sunt bani în economie. La programul IMM Invest, deja v-am spus, sunt 100 de milioane de lei care sunt garantați deja pe cele 200 și ceva de garanții. Deci încercăm ca lucrurile să meargă într-un firesc și, vedeți, nu se mai creează acele, cum a fost și anul trecut, adică dintr-o dată ne-au bombardat băncile cu zeci de mii de cereri și te blocheze. Acum și fiind totul digitalizat, lucrurile merg. Noi pe normă, de exemplu, și la toate programele, avem 5 zile lucrătoare. Înainte erau mai mult vreo 2 săptămâni, dar de la preluarea mandatului am zis că e normal ca în 5 zile lucrătoare să dai o soluție acelui dosar și în acest moment nu cred că există un dosar care să fie corect, complet de către bancă, să stea mai mult de 24 de ore, pentru că totul este online. La IMM Factoring este ultimul, cel mai nou program. Cel mai nou. Aici, așa cum vă spuneam, am făcut niște... La IMM Leasing am văzut că întreprinzătorii români nu pot participa la marile licitații pentru că nu au echipamente. De aceea guvernul a venit cu acest program. Este cel mai avantajos leasing financiar. Pe 6 ani de zile, cu 5 milioane de lei, adică 1 milion de euro, se pot lua echipamente și utilaje second hand. Se garantează pentru industria IT 60% garanție nume și constat, iar costurile, este singurul leasing
în care nu este nevoie să dai avans, zero avans, dar dacă dorești poți da maxim 20% avans și 50% din costuri sunt suportate de către stat. Deci iarăși un program pentru întreprinzători. IMM Factoring. Am plecat de la faptul că există această disproporționalitate între creditul comercial și creditul bancar. Ce încercăm acum prin acest program? Vă spuneam în emisiunile anterioare, la începutul programului IMM Invest, una din patru IMM-uri erau bancabile. Da? Restul nu îndeplineau condiții de solvabilitate, de finanțare. La sfârșit, la 31-6 luni, am reușit să dublăm. Deci, practic, două din patru. Anul acesta vă spun că trei din patru vor fi bancabile. Pentru că și am creat aceste instrumente financiare de mix. Odată avem creditul financiar, creditul bancar, garanția statului, garanția întreprinzătorului și practic și ajutorul de stat. Înainte era doar ajutorul de stat. În momentul când statul îți dă niște ajutoare, responsabilitatea și riscul sunt privite altfel. Nu te responsabilizează. În momentul când ai garanție, garanția statului, dar ai și garanția ta, da, al business-ului respectiv și vezi că statul te ajută și cu ajutor de stat și cu un credit, atunci ajuți, devii mai responsabil ca să întorci acest credit înapoi. La IMM Factoring sunt 24% din produsul intern brut al României în anul 2019. Toate analizele astea le-am făcut înainte de începere, pentru că dacă vrei să ai o radiografie clară a economiei unei țări, trebuie să ai o radiografie clară a întreprinderilor mici și mijlocii. Ele sunt coloana vertebrală, ele sunt cele care produc aproape tot produsul intern brut al României, peste 90% din produsul intern brut și angajează peste 60% din forța de muncă. Deci dacă vrei să ai o imagine clară a economiei și să vezi unde sunt acele deficiențe, lucrurile unde nu merg bine în economie, trebuie să ai o radiografie clară a întreprinderilor mici și mijlocii. Radiografia a fost făcută înainte de pandemie? Da, sau pe datele s-au făcut toate aceste analize pe care le-a făcut atât guvernul Orban cât și guvernul Câțu, au fost făcute pe anul 2019. Vă dau un exemplu, în agricultură, la sfârșitul anului 2019, deficitul balanței comerciale în agricultură era de 1.998.000.000 de euro. Da? România, care România știți că era practic grânarul Europei. Ce s-a făcut până în 2019 sau ce se făcea? Practic noi exportam materia primă, care materie primă era subvenționată prin plățile directe prin APIA și practic întorceam înapoi la Comisia Europeană acea subvenție și practic în țară noi aveam un deficit de aproape 1 miliard. Așa a venit ideea guvernului să facem acest program AgroInvest, adică dăm garanții de 1 miliard cu un grad de multiplicare, nu mergem în 7 cât este politica noastră de risc, mergem în 4 și în 6 ani, 1 ori 4, practic acoperim acest deficit, da? De unde? Din infuzia de capital de la bănci, nu de la bugetul de stat și astfel încercăm ca peste 6 ani să devenim pe excedent. La IMM Factoring, v-am spus, 24% din bugetul PIB-ul României în 2019 era exprimat la facturile încasate. Wow. România folosește 2%, este folosit factoringul ca instrument financiar. În Uniunea Europeană suntem pe locul 26, cred că Bulgaria sunt după noi. Deci, practic, acest instrument era foarte puțin folosit. De aceea ne punem mari speranțe în acest instrument, pentru că, unul, rezolvă problema facturilor neîncasate. Și marea majoritate a facturilor neîncasate veneau de la autoritățile publice locale. Da? Pentru că știți ce s-a întâmplat înainte de 2019. Da? Bani la primărie. De unde? Ba din fondul de rezervă a guvernului, de la bugetul de stat. Lucrurile nu se rezolvă cu bani de la bugetul de stat. Bugetul de stat trebuie să fie ca un buget pentru cheltuielile curente. Bugetul de stat trebuie să fie pentru cofinanțări la investiții. Da? Pe când în anii 2019 și din 2012 încoace, cam bugetul de stat a fost singura sursă. Noi nu mai accesam fonduri europene, înființam... Primeam de la buget, da, statului, deci, banii. Exact. A fost celebrul program Roșia sau cum se numea. Da? Și ați văzut ce s-a întâmplat. Și atunci, practic, prin acest program,
încercăm să... Este practic un credit pe 12 luni, da? Cel care are facturi neîncasate se duce la o instituție financiară bancară, avem 10 instituții financiare cu care avem convenție, nu se acceptă decât maxim 1,5 milioane de lei pe factură, adică 750.000 este garantat de către fondul de garantare și diferența de către bancă, iar pe tot, ca facturi neîncasate, 10 milioane de lei. Maxim. Ai facturi de 10 milioane de lei, dar o factură de la un furnizor, de la un client, care nu ți-a achitat-o, nu poate depăși 1,5, le depui la instituția financiară bancară, se analizează, verifică în cruceri dacă sunt. Dar din ce perioadă trebuie să fie aceste facturi? Cu cât timp înainte? Cu un an de zile. Un an de zile. Și s-a luat mai ales pentru agricultură și mai ales pentru autoritățile publice locale acolo la primării, unde foarte multe, de exemplu, sunt foarte multe întreprinderi care au făcut lucrări, au executat lucrări de construcție pentru primărie. Cum poate să-și recupereze acești bani? Și de aceea am venit cu această soluție, pentru că s-a înțeles în sfârșit că bugetul de stat nu poate fi folosit rezerva statului, fondul de rezervă al guvernului, nu știu dacă mai există acum, să dai bani pentru niște lucrări care au fost făcute în anii trecuți.